Alo, Enduro Bering? Vreau rulmenți! Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici din service. Astăzi repar o bicicletă, mai degrabă o aduc la viață, pentru că a fost puțin părăsită. Drept urmare, bicicleta mea din spate va beneficia astăzi de un refresh, dar un refresh complet. Și când zic complet, credeți-mă că este cap-coadă complet, pentru că bicicleta astăzi va primi componente noi, service complet, și haideți să vă explic și vouă despre ce este vorba. Dar nu înainte de toate, dați și voi un like, un share, un subscribe, dați și un comentariu ca să ajute acolo să meargă treaba mult mai bine. Dar cu siguranță mulți mă vor întreba de prețuri, de componente, cât costă, ce, cum, când și în ce fel. Haideți că vă zic, în curând urmează un site pe care o să-l pornesc pentru prețuri, pentru mărci, pentru tot felul de nebunii, mai degrabă fixyourbike.ro, și acolo veți găsi în curând prețuri despre service, tot ceea ce mai fac, postări, tot felul de nebunii. Haideți să vă arăt, pentru că de aici încolo, în spatele camerei, sunt o grămadă de produse și vă fac și vouă un mic unboxing, să zic așa, a tuturor componentelor pe care această bicicletă le va primi. Un lanț aici de față, un adaptor de disc, valve de tubeless, un set de garnituri de la SKF, pentru că voi face service mic și la furcă, o foaie Nero White, soluție antipană de la Makov, manșoane tot așa de la AC Grips, albastre. Când văd manșoanele astea albastre, mi-aduc aminte de bicicleta mea de downhill, care a ajuns la altcineva, din păcate, pentru mine, din fericire pentru el. Dar haideți să terminăm cu melancoliile. Pinioane foarte mari, cu pinionul mare de 46 de dinți, pedale gri care să se asorteze cu brațele. Aici mai am un schimbător de viteze, tot așa, cu Shadow Plus. Mai am aici două discuri de 180 și 203 respectiv, cu center lock, și mai am aici, bineînțeles, un cauciuc, care bineînțeles sunt două cauciucuri de la Continental. Bicicleta este pe 26 de inci și am găsit niște cauciucuri Trail King cu Black Chili, gama de top, așa că o voi și încălța. Așa că haideți să ne apucăm de treabă, pentru că vreau să văd pe stand acolo doar triunghiul ăsta de la cadru. Eu v-am spus că în câteva minute bicicleta arată cam așa și uitați rezultatul și haideți să vedeți și voi ce înseamnă o bicicletă puțin părăsită, dar totuși eu am spălat-o înainte să o aduc aici la atelier la mine, și haideți să vedeți partea de cuveți cam cât de murdară este, cam atât de murdară. Aici este partea de rolmenți a cuveților, care este destul de murdară, și
Haideți să ne întoarcem la acest cadru minunat, care, apropo, bicicleta este un Bulls și uitați și partea de articulații aici cam cum arăta. Eu de asta recomand spălatul la spălătorie, pentru că ajunge jetul și mai ia mizeria și după în zone de genul. Aici la fel, la partea de monobloc, destul de murdărel și el, dar merge foarte ok. Și haideți să vedeți cadrul și de aici din spate, cam așa arată, asta este. Astea sunt piesele pe care le-am dat jos. Astea sunt câteva șuruburi de pe la articulație, șocul care este un Fox RP23, căreia o să-i fac un service la camera de aer. Parte de cuveți, aici este un suport de telefon, care sincer mie nu-mi place. Asta este schimbătorul de spate, zara rapidă, niște cleme, chestii, la la la. Iar aici trecem la partea de articulație. Aici avem un rulment care a ieșit și sincer toți rulmenții sunt foarte, foarte, foarte neumblați, să zic așa. Eu sincer sunt jumate dacă să-i schimb pe toți sau să le fac un service. Drept urmare va trebui să iau legătura cu proprietarul bicicletei și să-i expun și lui problema și să vedem ce decizie va lua. Ăla este etrierul de frână, este o frână Shimano XT în două pistonașe, dar cu plăcuțe destul de mari. Plăcuțe avem, ăsta este angrenajul, care este și el tot un XT 3 foi și va fi 1 ori. O să dăm jos cele 3 foi și o să punem doar una. Aici este iar partea de articulație, iar jos avem roțile, care roți au două discuri pe care eu sincer le urăsc, nu-mi plac deloc. Butucii se învârt ok, doar că necesită și ei servisați, din câte am înțeles n-au umblat nimeni niciodată în ei. Iar aici am roata de față, care roata de față are bineînțeles același disc pe care îl voi schimba cu unul puțin mai mare de 203 mm și la fel butucul de față trebuie și el servisat. Iar în stânga mea avem și furca, care furcă și ea o să beneficieze de un servis mic, mai precis partea de lower. Așa că hai să vedem cu ce începem. Am luat legătura între timp cu proprietarul bicicletei, i-am explicat situația articulației, i-am spus că se poate merge și așa și se poate face și perfect, așa că el a ales să facem perfect, așa că pun mâna pe telefon și nu fac decât să sun la Enduro Bearing să cer rulmenți. Alo, Enduro Bearing? Vreau rulmenți. Cum când? Chiar acum îi vreau. Mulțumesc frumos, au ajuns. Da, gata, hai, avem și rulmenții, ne apucăm de treabă. Gata, rulmenții scoși și vreau să vă arăt și vouă niște mici detalii care fac diferența și haideți să încep cu primul lucru. M-ați văzut că am scos rulmenții cu ajutorul unor tubulare dintr-o trusă și am decis să scot de fiecare dată rulmenții așa, cu ajutorul menghinei, pentru că este mult mai ok să deblochezi un rulment prin presare decât să începi să bați, pentru că riști pur și simplu să deformezi corpul. Dacă l-ai deblocat și după aia bați doar ca să-l scoți definitiv afară, din punctul meu de vedere este mult mai ok. Dar dacă bați din prima să-l scoți, riști să
decalibrezi lucrurile, piesele astea. Piesa asta avea un rulment nebăgat complet și uitați ce a putut să cauzeze acel rulment nebăgat complet. Aici a frecat un pic partea de articulație, drept urmare puțină uzură și un rulment neschimbat la timpul lui vă poate aduce în următoarea situație. Aici în interior se poate observa cum rulmentul n-a vrut să mai stea el în locașul lui. Din ce cauză? Din cauza că rulmentul s-a blocat și el n-a mai putut să se miște și s-a mișcat cu tot cu cușca lui exterioară. Drept urmare, aici am o soluție totuși pentru această situație neplăcută. O voi aplica și rulmentul o să stea la locul lui, o să fie foarte ok. Cam asta este partea de articulație. Am aici rulmenții noi, iar acum scot de aici, de jos, de la mine. Magia! Care magie este în această trusă, presă de rulmenți de la Enduro Bearing, pe care ați mai văzut-o la mine și îmi place atât de mult cum arată, pentru că este perfectă, este ideală și îmi place la nebunie să lucrez cu ea. Gata și partea de rulmenți, am băgat toți rulmenții la loc, inclusiv pe cel care ieșea cu mâna, l-am pus aici în piesă. Am șters între timp și toate șuruburile articulației, am șters și cadrul aici în zona cuveților și bineînțeles și monoblocul și partea de filete de acolo din cadru, am pus și Loctite, iar acum nu trebuie decât să asamblăm partea de articulație și sunt tare curios cum o să meargă partea de articulație, pentru că înainte unde o puneai, acolo stătea. Dacă o puneai jos, stătea jos. Dacă o ridicai, stătea sus. Așa că, hai să asamblăm partea de articulații cu toate șuruburile gata, curate și toate astea. În sfârșit am montat și partea a doua de articulație. Iar acum când mă pregăteam să pun șuruburile, mi-am dat seama că cine a lucrat înainte a fost foarte, foarte, foarte inteligent, pentru că ăsta este șurubul original, iar ăsta este cel pierdut și pus după. Se vede că ăsta original este puțin mai lung și, bineînțeles, că dacă șuruburile aveau cap de imbus și semănau între ele,
De ce să nu pun unul de la angrenaj? Ăsta, mai precis. Vorba aia, cine v-a lucrat aici? Da, destul de problematică bicicleta. A fost, nu mă interesează de fapt pe unde a fost, doar că a venit cu o grămadă de probleme ascunse pe care nu le-am văzut de la bun început și au fost vizibile doar după ce am desfăcut toată partea de articulație, că acolo au fost până acum problemele. Mergem mai departe cu asamblarea bicicletei. Gata asamblată partea de articulație, merge așa cum ar trebui să meargă o articulație cu două bucșe în schimb, pentru că aici în spate nu avem problemă, avem două bucșe și alea au puțină forță de frecare, dar cu siguranță cu toată greutatea pe care o să te așezi pe bicicletă nu o să simți. Și cam așa merge articulația. Am pus între timp și cablul ăsta, l-am băgat pe aici, pe la locul lui și merge exemplar. La mână se simte foarte, foarte bine și dacă dau drumul articulației, se duce și ea în jos, nu mai rămâne blocată acolo unde rămânea înainte. Hai să ne apucăm de următoarea chestie și cred că voi face servisul la șoc, pentru că am chef să bibilesc așa puțin, să mai șterg, să mai desfac ceva finuț și să mă mai distrez, pentru că pentru mine asta este distracție. Gata partea de cameră de aer de la șoc, mai precis revizia mică. Am și montat șocul aici pe cadru. Aici în partea de sus și în partea de jos cele două șuruburi prinse, strânse la cuplu și bineînțeles cu Loctite, să nu cumva să pierdem șocul atunci când ne dăm la munte. Și următorul pas este să mai admir un pic această articulație care a revenit la viață și pot să spun că bicicleta o să meargă ca un full suspension normal, nu cu forțe de frecare, anapoda și tot așa mai departe. Da, hai să continuăm și nu știu cu ce să încep, dar cred că voi continua cu partea de suspensie, mai precis furca care este acolo jos și mă așteaptă să o desfac și să-i pun alte garnituri și să o fac să meargă perfect. N-am mai filmat desfacerea furcii pentru că sunt niște lucruri foarte banale, mai precis două șuruburi cu imbus cu cap de 10, cu hexagon, cu o tubulară, pui, bați și desfaci, dar am aici jos bureței, garniturile pe care le-am scos frumos, ăsta este de la partea de rebound, bureței destul de murdari, garniturile foarte, foarte uzate și de unde îmi dau seama de lucrul ăsta? Sunt aproape plastic. Apăs pe ele și sunt plastic. Iar aici jos, la picioarele mele, unde sunt picioarele mele, este furca pe care am lăsat-o la scurs ca să iasă tot uleiul din ea. Da, m-am apucat de roți. Mai precis, am aici roata de spate, am golit-o aproape complet. Mai precis, pinioane, disc. Am dat jos și axul, bilele și cu siguranță mulți o să-mi spuneți, dar cum ai desfăcut butucul? Ce, cum, când și în ce fel?
promit că iarna asta voi face tutoriale separate despre fiecare operație pe care o fac aici, în parte. Cum se face, cum se curăță, cum se pune la loc, o grămadă de detalii, încât să devii poate chiar și tu mecanic. Dar aici pe masă, jos, am desfăcut partea de butuc de spate. Am aici o garnitură. Haideți mai aproape să vedeți despre ce este vorba. Și am aici garnitura de etanșare de la pinioane. Astea sunt bilele, ăsta este axul. Asta este o coroniță, în termen vechi. Asta este partea de etanșare pe coroniță. Asta este de fapt conul. Cu ăsta se contrează și partea de butuc în interior. Cam atât de murdară este. Este destul de murdară, dacă bag eu degetul și iau vaselină de aici, este cam neagră. Dar totuși la timp, dacă mă întrebați pe mine, este la timp făcut servisul pentru acest butuc. Au mai trecut aproximativ 20 și ceva de minute și roata de spate este gata, asamblată acolo jos. Iar roata de față, știu că nu par aceleași roți datorită culorii, dar roata de față este albă, să se sorteze cu furca albă, iar cea de spate este albastră, ca să se sorteze cu partea de articulație a cadrului. Și aici jos am axul de la roata de față plus bilele pe care le-am scos. Partea de roata de față se prezintă mult mai ok. Astea sunt bilele, o parte din ele, iar astea sunt celelalte bile și vaselina a arătat destul de decent, dar între timp am curățat butucul și vreau să vă arăt și vouă și sper să focalizeze camera cam cât de curat ar trebui să rămână un butuc după ce îl servisez. M-a cam luat valul cei drept cu roțile și prin urmare le-am finalizat. Le-am aici jos, asta este roata de față cu discul montat deja pe roată. Am făcut și servis butucului, merge foarte, foarte mișto. O să mai am decentrat roata, dar cu siguranță voi face și lucrul ăsta. Cred că după ce o pun pe bicicletă, pentru că mi este mult mai ușor. Iar aici am roata de spate, care și ea este gata. Și dacă stați până la finalul acestui videoclip, o să vă vând un pont care cu siguranță o să vă scutească de niște bani sau o să vă aducă niște beneficii bicicletelor voastre, mai ales dacă vreți să faceți upgrade. Aici am 10 pinioane, 11, 46, ăsta mare de 46 de dinți, bicicleta o voi face 1 ori, am montat pinioanele, destul de gălăgios butucul, iar, bineînțeles, frâna va beneficia de un disc de 180 de mm centerlock de la Shimano Deore XT. Și vreau să finalizez și furca, să-i pun ulei, voi face un mic upgrade, să zic așa, furcii, eu o voi pune cu gold ca să meargă treaba mult mai ok, pentru că este o furcă fit, deși este destul de veche, este vorba despre un Fox cu brațe de 32 de mm, dacă nu mă înșel, Talas. Dar fiind fit, pot să-i bag niște gold să meargă foarte, foarte ok. Gata și furca, să știți că până la urmă am pus 20 gold în ambele brațe, și stânga și dreapta, și vaselină premium gris, și furca culisează într-un mare stil, adică foarte, foarte, foarte fin și lin. Îmi place foarte mult lucrul ăsta. Cred că totuși vreți și voi să vedeți și haideți să vă iau cu mine. Așa este bicicleta acum. Am montat între timp și ghidonul, frâna de spate era montată, maneta de spate. Voi da jos și manșiunul ăsta pentru că n-am nevoie de el. Am montat frâna de față, conducta frumos aici, prinsă. Aici pe brațul furcii se poate vedea niște vaselină care a ieșit. Am băgat foarte multă vaselină în o-ringuri aici ca să meargă și să aibă de unde să ia vaselină. Și jos aici am mai montat acest adaptor de frână de la Elvedes cu trecere de la 160 la 203. Va trebui totuși să aerisesc și frânele. Urmează să fac și lucrul ăsta. Și haideți să ne ridicăm, am prins conducta de frână de spate, frumos, aici în două coliere am prins și etrierul de frână de spate, arată bine și bicicleta începe să prindă formă cât de cât. Și uitați jos, acolo, cam câte cutii s-au strâns, de la cauciucuri, discuri, plăcuțe și toate celelalte nebunii pe care deja le-am montat. A, și era să uit, îmi este groază să fac aerisirea acestor frâne pentru că sunt mai vechi, niște XT-uri puțin mai vechi și aici sus nu am zona unde să pun păhărelul ăla pâlnia, să scot uleiul.
Drept urmare, trebuie să bag un pic pe jos și cu altă seringă să trag sau să las pur și simplu uleiul de sus să cadă pe jos și n-aș vrea să fac lucrul ăsta. Deja s-au făcut aproximativ 10 sau 11 ore de muncă la această bicicletă, 11 ore și na, eu filmez acum vineri seara, când probabil mulți sunteți prin oraș, iar voi o să vedeți acest videoclip duminică. Așa, ca un scurt update, ca să încep să fiu mult mai transparent cu ceea ce fac eu, pentru că primesc fel de fel de întrebări și nu vreau și nici nu am absolut nimic de ascuns. Am zis totuși să filmez și acest moment în care mă voi chinui să aerisesc frâna. Aici am desfăcut, în partea de sus este deschis, în contact direct cu aerul, iar aici jos deja am pregătit o cheie de 7. Am aici seringa pregătită cu ulei. Asta este seringa pe care o voi conecta chiar acum aici. Hai să vedem, sper să se și mufeze, a rămas acolo mufat. În teorie ar trebui să bag ulei, să deschid cu cheia de 7, iar cu o altă seringă să scot uleiul ăsta de aici. Dar din păcate am doar două mâini. Hai totuși să încerc să fac lucrul ăsta. Am deschis aici portul. Avem bule în etrier, trebuie să aștept un pic. Am deconectat seringa de jos, n-am mai scos niciun sunet pe parcursul aerisirii, ca trebuie să mă concentrez un pic mai mult și aproape este gata aerisirea. Aici aveam cheia pusă la etrier, nu mai trebuie decât să șterg un pic aici, sus aici, va trebui să încep să asamblez maneta. Ha, deci mi-e un pic urât de sistemul ăsta de frână, dar nu avem ce să le facem pentru că vorba aia, cu ele ne-am făcut mari. Am terminat aerisirea, mai am depus căpăcelul ăsta cu două șuruburi și este gata. Hai să vă aud care ghicește cât mi-a luat să finalizez această bicicletă care este în spatele meu. Da, puteți să vă dați cu părerea în comentarii, dar haideți că vă zic eu până la urmă. Mi-a luat aproximativ fix 15 ore. De ce atât de mult? Pentru că am făcut un refresh aproape total, 100% al acestei biciclete, ce nu i-am făcut mai degrabă, nu am făcut service mare la șoc și la aceeași treabă nu am făcut-o la furcă. În rest, totul, complet servisat, unde a fost problemă am schimbat piese și mai devreme v-am spus că o să vă vând un mic pont. Schimbătorul de jos de acolo este un Shimano de ore de 11 viteze pentru 11.51 și merge și pe 10, pe 11. 46 de dinți, cu manetă de 10, lans de 10, foaie Nero White, 1x10 cu schimbător de 11 și merge foarte, foarte ok, adică merge perfect, ca și când ar fi schimbătorul de 10 viteze. Dar haideți să facem o mică recapitulare la această bicicletă ce am făcut și o să încep de aici de sus cu cauciuc față, service la partea de butuc. Butucul se rotește perfect. Deci merge impecabil. Manșoane noi, aerisit de frâne, service cuveți, service lower, service shock, articulație, parte de rulmenți noi, lanț nou, foaie nouă, pinioane noi, schimbător nou, cauciuc nou pe spate, discuri față-spate, un adaptor de frână pe față, pedale noi și cred că le-am spus pe toate. Bicicleta este gata să mai treacă pe la mine, cred că peste aproximativ un an, poate chiar doi, și ea este bicicleta la care am lucrat cu mare plăcere. Bineînțeles că lucrez la toate bicicletele cu mare plăcere pentru că îmi place ceea ce fac. Asta așa un mic pont că mi-au murit lăudătorii. Da, nu uitați, în curând pe fixyourbike.ro veți vedea prețurile serviciurilor, poate și mărci și poate o grămadă de alte chestii. Vine iarna și vreau să mă ocup mult mai mult de brandul ăsta, Fix Your Bike, care mi aparține. Până data viitoare, ai grijă de bicicleta ta și dacă n-ai tu grijă de ea, trimite-o la mine, că o fac eu exact așa cum ați văzut-o pe cea din spatele meu și în videoclipul pe care tocmai ce l-ați urmărit. Vă salut! Pa!